Salut și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 7, dacă nu înșel. Și în episodul de azi vreau să... Vreau să ne ocupăm de fishing. Fishing și poate de skyline-uri. City skyline, poate. Da, poate că da, poate că nu, poate că da. Vedem. Bun. În funcție de ce tip avem. Hai să facem și mie ceva frumos pe aici. Bun, bam, 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 bun. Dacă îl place, nu uitați să apăsați butonul de like acolo, să strângem câte like-uri pe voi, să vă abonați, că n-ați făcut deja. Și hai să vă explic care e faza cu acest NPC. NPC-ul ăsta, dacă nu mai ceva quest, o să-mi spună că vrea să pescuim în tundra, să prindem un pește care se numește Tundra Trot. Și noi, uitați să ne și noi mai în spate, astăzi vreau să ne punem să facem câteva, nu multe. A, uite că avem în bibliotecă o de-asta, trebuie să punem sus acolo. Vreau să facem câteva locuri de pescuit, adică unul aici, facem pe aici pe undeva, unul în pământ, pentru că trebuie, dar mi se pare că găsim rapid unul de pe ăsta sau ăsta, găsim. Deci nu trebuie neapărat. Apoi mai trebuie unul în tundra. Să dacă este, este. Deci nu o să facem. Unul în deșert este. Zona normală avem și aici, dar nu vrea să ia aproape. Și mai este într-o zonă care nu avem, adică Crimson. Și acolo ne-ar cam trebui să facem. Așa că hai să vedem care este misiunea noastră de azi. Pentru că vreau să ne punem să facem misiuni. Vreau să pun pauza acum ca să aranjez tot inventarul aici și revin imediat. Bun, acum că le-am apătate, acum că le-am aranjat pe toate, vreau să facem așa un pic camera mai aproape și să mergem aici la poțiune. La poțiune, după cum vedeți, avem destul de multe poțiune. Avem una bucată teleportation, care o să folosim azi, și una bucată gravitation. Bun. Noi ca să pescuim, avem nevoie de exemplu un fishing rod, adică ăsta, și niște bite-uri, adică avem noi ladybug, da? Vreau să facem acum în partea asta, avem, hai că avem de câteva, oricum ne trebuie multe, punem una aici, una aici și mai punem încă una în mijloc. Ok, și facem imediat, sau hai să ne punem și pe aici, da. Hai să punem de tot, bam, încă una aici, hai să facem și pe ăsta, bun, și hai să facem simetric, deci să facem tot asta cum asta așa, bun, bam. Vreau să iasă, uite, așa, bun. Astăzi vreau să fie simetric, deci o să vreau să facem cât de simetric putem noi. Adică sunt bine pe construit azi. Bun, hai să facem și ăsta. Facem și aici. Și aici ca să umplem cu apă, în primul rând vreau să duc la același nivel sau... Aș putea să fac în felul următor să ridic cu două. Ca să fie bine și în partea asta, mă înțelegeți? Deci acum presupun că e la același nivel. Bun, noi ca să facem, punem apa aici, unde va trebui o găleată care... Hai să facem. Am sărit de două pentru că m-am prins la cursul sărit de două ori. Deci, găleată, avem nevoie de fier. Deci să nu avem de fier. Și cred că deja avem aici. Sau hai să mai facem, mi se pare că ne trebuie 3 sau 2. Hai să facem, deci, bam, bam, e până aici și hai să vedem, da, găleată costă 3, fix am mai gata. Bun, ca să umplem trebuie să ne ducem la o rezervă de apă, pe undeva, unde apă, așa, mergem aici jos, că avem aici în dreapta o undă de apă, bun, o umplem și bam, și mergem sus, așa, aici am,
mergem acum unde a făcut groapa noi și acolo noi vrem să facem, prima să facem frumoasă, da? Mai facem așa, bam, 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 așa, hai să mergem aici sus dacă se poate, așa, umplem pe toată cu de-astea, nu știu dacă merge 20, am putut doar așa, fie un număr, nu să fie un număr apar. Și să dacă mi ajunge, mi-a ajuns la fix. Ok, that's nice. Bun, acum, scuze, dar să te încale. Bun, așa, și așa. Bun, apăsăm aici frumos, bam, o dată, ca să fac așa, nu așa, deci îmi trebuie cum e el pătrat, da? Apăsăm doar o dată. Bun, apoi ținem plata ormănor așa și ținem apăsat pe blocul ăsta. Și o să facă apă infinit. Și cam așa puteți să faceți un râu, un râu, o baltă, unde să pescuiți în orice baie îmi doriți voi. Eu o să fac chestia asta acum până în vârf, pentru a pescui aici o să fie cât mai aproape de casă și apoi vreau să ne dea puțin de teleportation, adică o să ne teleporteze undeva random și vreau să vedem unde ne va teleporta. Desigur că este posibilitatea să ne să ne ducă și într-un loc care am fost deja, adică până și la spawn, până și în iad unde am fost, poate să ne ducă oriunde pe hartă, poate să ne ducă, mi se pare că și în apă, deci da, eu aș vrea sincer să ne ducă într-un loc care n-a mai fost, adică la un cave, să se mă jos, la un cave ceva sau ar fi tare dacă am găsit zona, o zonă în care pereții sunt albi, tot e alb, zona aia mi se pare foarte frumoasă, sau nu știu, pe undeva în jungle, pe lângă un beehive. Beehive e un loc unde o să putem să spawnăm albina și albina e un boss. Și de asta avem nevoie de beehive. Dar mă gândeam până ajungem acolo, hai să ne facem armură destul de bună, pentru că am făcut armură de LED în episodul numărul 3, cred că. Și trebuie să avansăm și noi, vă dați seama. Așa că în curând o să batem un boss foarte interesant, numit Eye of Cthulhu. Nu Eye of Cthulhu, Brain of Cthulhu, care o să fie destul de ușor. Ba chiar nu știu dacă o să-l batem în episodul de azi. Mă gândeam să-l batem în episodul de azi, dar mi se pare că facem cam multe. Sau facem puțin mai lung, nu știu dacă vă place mai exact, dar lăsăm așa. Bun, am și umplut găleata, spargem asta aici, nu mai avem nevoie niciodată de el și... te băbesc pe tare și mă încurc. Și hai să dăm poziția de teleportation. Bam! Ok, ne-a teleportat în jungle. Ok, vedeți unde sunt? Unreal Vital. Aici e frumos. Sincer, vreau tot goldul la acolo, dar nu pot să-l iau. Așa că hai să explorăm ce e pe aici pe lângă. E bine acum că nu mai luăm falling damage. Bine acum... puteți să muri de la lavă, dar... da. Faci și aia să nu se poată. Cred că da, poți face și aia chestia aia. Să mai mori de la lavă și... oh! Come on. Așa, acolo sus vreau. Hai să murăm albinele astea mici. Pentru că dau așa damage și nu vrem nicio bucată de damage noi. Nu sunt binevenit. Bun, o să luăm niște esențe de asta, jungle spore. Și mi-ar vrea să mai mori niște albine noi, ca să ne dea niște stringuri. Stringul e gheara, practic, sau nu știu ce aici, nu? Ok, am găsit zona de capcană. Ok, nu știu dacă vă dați seama, dar eu dacă deschid chestul ăsta, va bubui bombele astea două, bombele astea trei, aparent, va cădea polovanul ăsta de aici și va trage și de trei ori. Așa că, de trei ori, de două ori. Ok. Așa că hai să le distrugem pe toate. Să sperăm că nu mai e nicio bombă, adică ne promenăm dacă cade bolovanul la bachiar, o să le schimbăm aici. Și hai să omorăm jungle, ok? Și a zis că ne-a dat un string. Ok, asta e destul de bună, dar hai să vedem, facem fire. Da. Și o să punem asta aici, să-l activăm, că ne ajută și acum uitați-vă puțin ce puteți să facem. Puteți să facem chestia asta. Hăt, și dăm destul de mult de mici, nu ce m-a găsit counter-ul. M-a găsit golden bar, flame arrow și un coin. Un gold coin mai exact.
Hai să zicem aici, o să vedem. Ok, am găsit încă un chest și în partea am văzut templu, în partea dreaptă și am văzut ceva acolo. Ok, hai să vedem ce găsim aici, o floare. Ok, ok, o dinamită, niște silver bar, water walking și glow stick. Bun. Hai să vedem, ok, aici e o dastră de detonare, hai să detonăm. Ok, că ne luăm iron. Și aici e templu, templu din jungle. Templu din jungle o să putem să găsim un boss care se numește Golem. Dar poți să-l luatem tot mai până acolo, cred că tot mai pe la episodul 30 ceva aici, nu știu, adică nu vreau să avansăm chiar așa de mult, pentru că vreau să gustăm din joc, să zic așa. Hai să facem o dinamită sticky și să punem aici, pentru că, vedeți, e foarte mult iron și de ce nu? Ok, hai să sperăm că nu cade în lavă, ok. Și aici e foarte mult iron, așa că hai să punem o bombiță. Ok, și am zis că vrem stringuri. Stringuri și esențe de astea de jungle, care se găsește... Oh, că sunt lavă. Ok, hai să ne dăm un heal, nu vrei să muri. Oare putem să urcăm înapoi acolo? Da. Bun. În episodul trecut, mi se pare că... Da, am făcut 300 viață, deci e destul de ok acum. Ok, wow, nu m-am așteptat să ne putem cățăra, să zicem. Dar e ok, pentru că v-am zis, avem pot cu avaia care nu ne mai luăm falling damage. Așa că nu mai avem nici o mică mare treabă. Bun, să vă spar celălalt, hai să nu mergem pe aici. Oh, hai să ne cădem nici în lavă. Tocmai aici să mă cădem în lavă și am căzut în lavă. Ok, și aparent am găsit un... De ăsta. Ok, hai să... Cât vreți să are? 500 viață! Ok, destul de puternic, dar am luat Archeologic Hat. Sau Archeologic Hat, ca să o zic mai pe român așa. Da, aparent chestia asta ar trebui să fie rară, nu știu. Să sperăm că e rară. Ca să ne crede și noi ovul pe urtă. Sau OG. Ok, noi nu mai avem viață, asta e problema, suferim de neviață. Ne mai luăm și poison, e clar. Ok, ok, uite un stream acolo și uite o inimioară mică acolo care ne va da ceva bun, bun. Am zis că mor acolo. Bun. Destul de mult. Sau... Oh, shit. Ok, hai să fugim. Nu mai avem viață deloc, acum am uitat la viață, mă, 30. Hai să stăm puțin să facem viața. Hai să facem aici o cușcă mică. Gata. No entrance. Bun. Aruncăm ăsta dinamite. Gravitation. Momentan nu punem gravitation pentru că... Da, avem nevoie de gravitation. Hai cu viața aia, hai cu viața aia. Voi vedeți ce scrie aici, adică 14 enemies nervi, adică sunt 14 data albine sau mai știu ce moși, să zicea, care sunt pe lângă noi și de au target pe noi. Ok. Hai, uite rubina asta, hai să umorești pe ea. Te arăta cine e șeful, încă un arheologic, arheologist ăsta. Doamne, știi care e faza între noi? Că eu dau de la distanță, tu nu dai. Ai deci costumul, nu dacă poate. Chiar mă dat pălăria, ok, nu e rar. Apare nu e rar. Ceea ce e trist. Dar, ok. Bun, și mai văd încă un chest acolo în dreapta, nu știu dacă vedeți și voi. Hai să unte acolo. Ok, hai să face lumina. Și am mai găsit un combat, hai să luăm. Ok, grabi, care are 15, ok. Ok, ok. Bun, acum că am ieșit aici. Ce are de pe acolo? Oare putem? Putem să le schimbăm. Oh, shit. Ok, băieți, nu știu dacă vă dați seama, dar pentru mine eu știu itemul ăsta.
Da, pentru mine e prima oară când găsesc itemul ăsta. Deci, e prima oară, l-am căutat, nu știu. Mamă, și-a venit și trebuie mai așa. Ok, va trebui să mergem acasă neapărat. Oh, hoi de cap, mă, băieți. N-aveți idee ce face chestia asta. Nu știu cum merge hack-ul ăla. Era un hack, e un hack, practic. E de la joc hack-ul, nu este ce fac eu. Să putea să-i bite-o foarte multe. Ravali, a venit Traveling Martian. Îl știți din episodul trecut? Că el e de treabă și ne aduce la bun. Dar noi nu avem bani, așa că hai să vedem ce ne vinde. Un cod 1, ăsta e yo-yo. O armură asta și mai chiar o pelerină. Codul nu este bun, dar nu o să luăm muschis, o să luăm de asta să încerc. Să nu ziceți că n-am luat nimic, da? Ok. Ce e asta? Redus 6% mana using. Avem două, nu o să folosim atât de mult noi. Ok, le punem aici. Hai că fac eu loc în inventar și revin. Nu uiți, hai să vă arăt ce face buții ăștia. Vezi, aici nu e nicio floare, da? Bam, e floare. Bam. Și poate vedea, bă, da. Ok, pune flori. Da. Care e chestia interesantă? Păi, vă spun imediat după ce are acest inventar, pentru că, da. Bun. Acum, cam scăpat de toate. Apoi, când sunt flori multe, vin și foarte multe de astea, deci, da. Bun, o să vă arăt imediat, pentru că o să ne ducem în partea de jungle, dar o să ne ducem mai special, o să ne ducem noi, adică o să va trebui de efectiv să ne punem pe casa aici, pe casa asta mare. Bun, și să dăm poziția asta de crafting, așa că hai să dăm și pa. O, mergem în partea de jungle, ok. Și acum va trebui să ne uităm mult pe hartă, mult, mult. Ok, întoarcem, apăsăm pe W ca să întoarcem. Bun, și noi de ce facem chestia asta? Pentru că atunci când mergem așa, avem șansa să găsim Sky Island-uri sau Sky Lake-uri. Sky Island e un nor care are o casă pe ea și putem să găsim foarte multe chestii utile. Și Sky Lake-ul este la fel de bun. Acolo putem să pescuim în caz că avem o misiune de Sky Lake. Putem să pescuim acolo, așa că ok, prima noastră ok, am găsit un Skylake, efectiv vă spuneam de Skylake și am găsit un Skylake. Da, acesta este un Skylake. Și găsim foarte multe hărpi care sunt foarte puternice. E foarte, sunt ok, Skylake, Sky Island după Skylake. Ok, hai să intrăm în auto să vedem ce noroc avem noi. Pentru noroc de un balon. Ok, o să facem probabil și un accesoriu în curând. Așa că hai să continuăm. În casele astea, în chesturi practic din case, putem să găsim destul de bune chestii, cum ar veni, nu, cum ar fi, mai cum ar veni. Starfiu. Starfiu este o sabie, de fapt, un care, ăsta este Starfiu și face chestia asta. Da, dar noi deci avem deja aici are sortul. Și nu știu dacă e chiar așa mai bun decât aici are sortul. Adică are 26 și el are 25, dar tot nu știu dacă e mai bun. Acum, ne. Bun, și de ce am aici în partea asta, pentru că mai avem un minut de făcut chestia asta. Și practic noi vrem să facem chestia asta pentru că o să avem nevoie. O să avem nevoie de multe iteme, deci cum ar fi Starfiori avem nevoie pentru că dacă v-ați uitat bine acolo, ați văzut material, scrie material. Înseamnă că se poate folosi la un craft. Ce craft poate folosi la cea mai bună sabie din joc. Și o să vă arăt imediat când ajungem acasă. Pentru că mai avem 27 secunde și probabil nu o să mai găsim nimic în partea asta, o să începem aici în jungle ca să vă arăt care e ideea. Așa că hai să mergem în jos. Dar o să ne primim pe aici puțin te și ce am în jos în zona normală. Bun. Ok, suntem aici în jungle, da? Ia să se vedem. Bun. Și noi
Cum vedem, atunci când mergem, spawnăm flori, da? Hai să vedem, deci... Noi dacă facem chestia asta în continuu... Bine, nu am în jungle seeds, dar avem norocul din asta să spawnăze un grav. Și grav, cum a spus, ne dă 15 bite power, da? E, cu 15 asta bite power, e foarte util, dar avem nevoie de o armă, care o avem în chestiune, așa că va trebui să mergem acasă și să venim imediat ce facem rost de arma aia. Bun, și arma este asta, flare gun-ul. Hai să luăm și muniția. Muniția. Și atunci când noi aruncăm cu flare gun-ul o dată în jos, se spart toate astea. Dar noi, când mergem în continui, se spart. Vedeți? Vedeți? Aici nu sunt plenica. Dar în jungle, mi se pare că avem șansa să se spawneze foarte multe grabi sau sunt mai multe tipuri de astea, așa că ne vedem în jungle. Țineți minte că în Sky Lake-uri, în Sky Island-uri a găsit balonul ăsta. Știi ce face balonul ăsta? Una mână că are plus 3 defense, dar sărim mai mult. Adică, ca să vă fac o comparare fără balon, da? Și cu balon. Ok, deci este util, să zic așa, este foarte util. Așa că, da, ca asta și balon, în caz că vă întrebați de ce l-am luat și l-am și echipat pentru că e plus 3 defense și practic să ne dea plus 2 și plus 1 și cam aia e, dea 3 defense. Ăsta ne dă 3 defense mai și sărim foarte sus, așa că, da. Bun, hai că mai avem puțin și ajungem în jungle. V-ați văzut cât dă steaua? 40 damage steaua. Ce? E cam greu să nimeri. Aparent a nimerit. Dar dacă stați să vă gândiți, dă și speș. Trece. Ok, that's nice. Bun, hai să facem ceva ce vreau să facem aici. Și gata, cred că o să folosesc Star Fury, pentru că, nu știu, sincer, văd că îmi place mult Star Fury decât înceată sau vreodar, ai, în plus, ăsta, sarea fiore și înceatat. Deci, na. Bun. Hai să aruncăm o dasă aici. Și hai să ne deplasăm. A? What? What? Au schimbat? Stai, mă. Stai, mă. Come on. Asta merge într-un loc mai plat, zic și eu. Ok, hai să rămân mai tare, să spargem copacele, de fapt. Bun. Deci noi punem flop aici, da? Bun. Ok, marginal has been departed. Bun. Și aruncăm un de ăsta. Ok, acum merge. A? Merge sau? Poate trebuie... Poate trebuie mai multe. Una acolo și una acolo. Și acum, efectiv, când ne deplasăm, ar trebui să... Sau? Ok, aparent nu mai merge. Mergeam. A, bă da! A, sau? Nu-mi dau seama, băieți. Doar când stăteam, nu trebuia neapărat să-mi mici, dar văd că acum trebuie să-mi mici. Da, nu apare nicar, nu o să mai încep. Practic, da, asta era. Se spawna de-alea mari și da, știți că din alea mari aveți, avem șanse să ne împice unde ăsta. Dacă eu umplu tot locul ăsta aici, da? Adică, nu cred că o să fac ceva cu Ferganul poate. Chiar n-am nicio șansă?
Ok. Da, mă opresc. Ok. Vale. Bun. Acum. Vă să facem ceva special. Pentru că videoclipul ăsta este mai special așa. N-am anunțat, dar am zis despre chestia asta. Am zis că vreau să batem un boss. Așa că vreau să mă pregătesc cu toate posibile. Și revin când sunt gata. Ok? Papa, în cea desordă. Ai fost folosită. Da, acum. Star Fury la putere. Bun, băiți. Deci, ca să vă învăț și eu ceva pe voi, pentru că probabil nu am înțeles nimic. Ok. Dacă puneți un botul așa pe masă și luați un botul și îl umpleți cu apă, luați niște lead sau iron, eu sau iron, și niște dayblown. Și vă ceți la cutia asta aici, mie cutia. De ce am zis cutie? La masa asta aici o să vedeți că în inventar puteți să craftați un iron skin. That's nice, no? Bun, cam asta v-am spus, na, să știți și voi că trebuie să faceți și voi poțiune, nu trebuie doar să le găsiți. Să ne creste avem, avem 4, o să aștept până facem 6 ca să o să ducă toate astea acolo să ne punem în inventar. Bun, și mie pentru că nu-mi trebuie alte poțiuni, o să mergem direct așa. Bun, în sfârșit am ajuns și noi în Crimson Biome, așa că hai să mergem repede. Ok. Ok, alții damage aici. Ar trebui să mergem destul de repede. Și hai să intrăm în gura la asta. Din câte țineți minte, probabil, noi am spart două inii în episodul trecut. Dar v-am zis că dacă îți faceți 3 inimi, o să spuneze un boss care se numește Brain of Cthulhu. Așa că, practic, noi pe ăla vrem să-l batem, să-l nimicim, să-i spargem capul. Și v-am zis că nu o să iau prea multe puțin, dar când am văzut ce am încet și m-am gândit mai bine, am zis, bă, primul rând, ăsta, da, ăsta, ce să l-am băgat acum, pentru că nu o să dureze mai mult de 10 minute, puțin, ăsta puțin am lupta. Și primul rând, nu e pentru că m-am încercat pe mine că pot să-mi bagi și cu ochii închiși. Dacă ar te, cu ochii închiși, nu. Eu știu ce este acolo, așa că de-aia am pus acolo la. Ok, și punem una aici. Oh, nu, o să spawneze ăsta. Deci hai să fim gata. Bun. Ok. Ok, vezi. Deja că putem să-l batem. Dar încercăm. Prima oară o să vină ochii pe noi. Ochii ăștia care vedeți mici. Apoi va fi problema pentru că va veni creier. De aceea se numește și Brain of Cthulhu. Uitați, stăm destul de ok cu viața. Vreau să încerc să nimer foarte mult, să nimerez. Să-l bat sub mine. Nici lângă mine. Dacă s-ar putea să vină ochii la mine. Ok, bun. Acum l-am activat. El va primi knockback de fiecare dată. Așa că eu voi încerca să îl țin cât mai departe de mine. Folosim de chestia asta pentru că mai are foarte puțin HP, așa că hai să-l nimicim. Bun. Ne-a picat. Why? What? Ne-a picat Brain of Cthulhu Mask. Ok. Arată ca un. Sincer, arată ca un cur. Poate nu m-a plăcut că am zis chestia asta, dar. Sincer, așa arată.
Ok, ne-a picat o inimă. Ok, that's cool. Putem să punem aici și acum avem o inimă după noi. Și chestul ăsta care ne-a picat. E bun. E bun, e bun. E ok. Să se merageze asta înapoi. Bam, bam. Așa. Și practic am bătut și Brain of Cthulhu. Bun, acum vreau să mergem acasă. Goblin pe Hasarai. Ok, videoclipul ăsta va fi foarte special. Pentru că ne vom bate cu goblini. Let's go! Hai că știu că putem. Putem să-i batem băieți, nu? Ce ziceți? Eu zic că putem. Dar să fiu sincer, am ales arma proastă. Adică, ăla. Sau locul, nu neapărat arma, că e bună arma. Ok, trebuie să-i omorâm pe ăștia. Goblinii, archeri, sunt cei mai enervanți. Și noi putem să-i omorâm destul de rapid. Destul de eficient. Și destul de ușor. Ok. Ca să se termine Goblin Army, trebuie să facem 100% acolo, așa că... Hai să facem 100%. Ok, va fi cam greu, dar o să încercăm să batem. Come on, come on. Ok, Spike. Oh, no. Nu putem să-i batem. Avem și poțiunile activate. N-avem nicio treabă. Stăm pe spate și batem. Acum de la ei aș vrea sincer Harpon. Harpon este... Oamenii sunt puternic, aș putea zice, pentru că dă 30 de ori de mai și dacă ești aproape relativ și știi să te ferești, tu vei să duci ușor, ușor în spate, poate deveni OP, dar asemenea că ne pică. Ok, și aici chiar n-ai ce să fac decât să dau splash. Da, plouă, ok, n-afectează. Poți să mă... Ok, m-am dus pe ei. M-am dus pe ei, fac de-ați, veniți încoa. Ok, eu pot într-un fel să levitez, hai că levitez, să zbor pe tot perioada, că avem chestia asta, are cât de mai ușor. E pentru fall damage, dar ne ajută și la bătălie. A zis că în lupta cu Brain of Cthulhu am putut să ne ferim într-un fel de unele atacuri. Avem 60%, așa că... Mai puțin și îl oborâm. Vreau să nu murim, deci dacă murim, chiar e nașpa. Aman, puneți să-l oborâm. Putem. Bun. Hai că bine, poți săgeata aia. S-a dus. S-a dus săgeata aia mai ceva ca. Bun. La speranța lor de câștig. N-au nicio șansă, v-am spus băieți, n-au nicio șansă. Mamă, dacă nu mai dau și cu asta. Bine că nu e chiar și de bun, dar e bun, îmi place. E bun, dar nu e bun. Mă înțelegeți? Ah, come on. Hai să nu murim. Come on, please. Nu, dacă mor o dată, dacă mor o dată, am pierdut. Nu că am pierdut sau ce genul, dar am pierdut eu. În mintea mea aici, că știu că am pierdut. Că, na, te respawnezi, îi bați, până, să știi. Dar nu vreau să mor deloc. Dacă vreau să mă concentrez, să nu mor. Cam așa. Oh! Goblin! Desperit. Are știi tu să tragi cu arcul. Uitați-vă puțin că sunt. Când se adună foarte mulți, atunci e problema. Da, stau acolo. Bă, ok, când m-am dus pe ăsta. Ok, nu mai stau acolo, pot să mor foarte ușor. Practic asta o să fac, m-au nimerit. Ok, am omorât. Acum ăștia sunt foarte ușor de omorât. A trebuit să un pic de heal, bun. Să ne putem, ok. Goblin Arwing has been defeated. Bun. Dar nu ne-a picat harpun, băieți. Oh, dar uite cât gold coin avem. Ok. Se tare. Bun, și acum vreau să mergem rapid, rapid aici. Și hai să vedem. Putem să facem
Creminit ăsta. Ori 50, mamă, și mi se pare că mai avem aici. Ce mai avem? Bun. Prânz face ramură. Care e destul de bună, așa că hai să facem pe toată. Și nu ne ajunge. Oh, come on. Come on. Urât, urât rău. Ok, nu contează. Facem altceva, facem... 36. 36 și noi dăm... Ok, e bună. Ok, da, și goblinii poate să spargă așa, by the way. Da. Ok. N-a damage, dar n-a dat knockback. Oh, 42 totuși damage e destul ok. No, knockback, hai să zice că nu aveți nevoie. Bun, băieți, dacă a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem câte like-uri doriți. Să vă abonați ca să ați făcut deja. Eu am fost Arielbyte, un salut. Pa, pa.